Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte caldă seara la concert. Păi se făcuse destul de târziu și era foarte, foarte cald. Da. Eu vreau să știu dacă a început deja Codul Portocaliu astăzi sau când începe, pe la ce oră. Că suntem... Deci planeta s-a cam terminat, asta este părerea mea, să nu fim s-a optimiști. Stai să vezi la iarnă ce frigo să fie. La iarnă o să fie 20 de grade, s-a terminat, secetă. Bine ar fi. Cum să fie bine, 20 de băiatule? Da. Este o căldură foarte mare, e ceva absolut înspăimântător că sunt temperaturi chiar uriașe. Citeam pe undeva că o să fie cumva cea mai caldă vară din ultimii 120.000 de ani. Nici n-am mai deschis. Când am văzut titlul ăsta am zis, hai că n-are rost, mi-ajunge că este cea mai caldă vară de când mă știu eu. Deci mă, 120.000 de ani, că-s doar 2023 de ani trecuți. E nebunit. Da, corect. Când eram eu puși, dacă atingea termometrul, adică dacă erau 35 de grade vara în București 2-3 zile, lumea era disperată. Mamă, s-a terminat. Și iernile erau adevărate. Aha. Adică datul cu Sania pentru mine era la ordinea zilei. Nici aer condiționat nu era. Suferai mai tare de căldură, că nu puteai să te duci la mol. Dar nu toată lumea are aer condiționat acum. No, sigur că nu. Da. Măcar cine n-are aer condiționat, duce și cere aer la mol. Doamne ferește, am fost până la mol. Nu știu cine m-a pus. Am zis că e după masă. Avem de cumpărat ceva, punctual. Eu de obicei lucrez dimineața la 10:30 când plec de aici. Dar acum vroia și Oana să vadă nu știu ce. Și am zis la 3:30 și era coloană de mașini. Lumea era molul tixit de lume care era la, se vedea că e la aer condiționat venită. Și au cumpărat? Auzi, da, voi stați cu aerul condiționat tot timpul pornit în casă? Aproape, nu. Da. Eu nu pot. Nu, nici eu nu. Mie nu-mi place sport. Și am descoperit, adică am redescoperit chestiile bătrânești. Dacă tragi draperiile, mai ales pe partea cu soare, se ține cât de cât răcoare în casă. Casa mea fiind casă de lemn și super ok, izolată, am vegetație pe acolo, trag draperiile, asta o dată. Și deschid ferestrele după miezul nopții încolo. La 1, 2, 3 dimineața deschid toate ferestrele, tot ce se poate deschide, sus, jos, se facă curent. Eu le deschid când plec eu la 5. Și le închide Oana. Le închide Oana și pornește aerul, că regula spune așa, aerul condiționat recirculă, practic, și răcește aerul din interior, da? Și dacă lași să se încălzească foarte tare, consumi mai mult curent, adică ideal e să meargă, practic, non-stop aer. Cu cât merge mai mult, cu atât consumi mai puțină energie electrică, practic. Asta să nu mai spui niciodată. Deci... De ce? Și mai e un truc, dacă nu ai aer condiționat în casă, în schimb ai ventilator. Da. Îl bagi în frigider. Ești aproape. Deci, cald. Poți să pui în fața ventilatorului tăvițe cu apă cu gheață. Și în felul ăsta, când suflă aer rece. Suflă, reaflă aer rece. Da, am mai văzut una, dacă ai ventilator de la care are cușcă. Sunt unele ventilatoare care au o cușcă. Și bagi gheața acolo? Nu. Legi... E mișto, serios. Cred că funcționează. N-am încercat, dar uite, să încerc. Legi de cușca ventilatorului pachete de alea de congelare, știi? Pentru cutia frigorifică. Sunt niște chestii albastre, care nici dacă rămizi. Da, dacă le legi pe alea, face aer rece în cameră în felul ăsta. O să încerc și cu dușul pe apă rece, dacă vrei, s-ar putea să fii ca la terasele alea, unde te stropește non-stop, da, ca să răcească aerul. Încerci tu la tine acasă asta? Da, uite, o să încerc asta diseară. Poți să mai pui folie de aluminiu în ferestre? Am văzut asta la multă lume. Da, este un alt fel de a trage draperiile, dacă n-ai draperii, și reflectă căldura. Da. E super ok. Și peste zi, când trebuie să ieși afară, eu am văzut un truc, l-am văzut prin țări arabe, mai ales în perioada Ramadanului, când nu poți să bea apă, nu poți să mănânce, nu poți să facă nimic, știi? Și atunci își udă șemagul, au chestia aia pe care o pun pe cap, o udă și o țin pe cap așa udă, ca un cearșaf ud. Serios, vorbesc serios, adică dacă trebuie să ieși afară, n-ai încotro și ieși afară pe la 48 de grade în București astăzi, de exemplu. Adevărul că îmi fac un coc, că nu se pune pur și simplu pe cap. Am înțeles ce zici, nu. Pe gât, pe astea, serios, adică dacă trebuie să faci asta, ca să nu-ți iei vacanță mai repede decât... credem noi că ar trebui să ne luăm. Păi, eu am ieșit afară, jur că am ieșit afară ieri ca să mă duc la spectacol. De tot amintesc de spectacolul la care n-am mai văzut de mult la un spectacol. Ăsta, așa. Și am crezut că e ok, dar deși era trecut de 7:30, da. Băi, abia am ajuns, adică am mers prin soare vreo 15 minute, m-a rupt. Vezi dacă îți puneai o batistă de aia pe cap. Nu m-am gândit să-mi iau un... Bine, un hai prosopud. Să pun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.